O să încep prin a-ți povesti cum am ajuns eu la referențialul arhetipurilor personale și mulțumesc frumos, în primul rând, că ne cunoaștem de mult. Eu sunt un om de comunicare, sunt un om de relații economice internaționale, de master în piețe financiare, de MBA, care lucrez de când mă știu eu, de fapt de pe băncile facultății, în industria de comunicare, în publicitate. Am fost întotdeauna pasionată de simbol, de simbol atât prin prisma activității pe care eu o desfășuram, atât în campanii publicitare, cât și în gestionarea echipelor de oameni, dar și la nivel personal. Întotdeauna m-au atras secretele, ca să zicem așa. Și iată cum, după un timp, adică acum vreo 6 ani de zile, o bună prietenă de-a mea, cu aceeași formare, lucrând într-o multinațională, în departamentul de marketing și comunicare, a decis să meargă la facultatea de psihologie pentru a se cunoaște mai bine ea pe ea însăși. Că nu, noi ne suntem cei mai buni profesori, așa se zice. La această facultate a apărut o formare. În psihologie se fac formări. Iar ea, știindu-mă pe mine cu toate simbolurile, cu tarotul, cu roza cruce, cu secretele templierilor, mi-a spus: formarea asta e pentru tine, vin o să vezi, este o formare de psihoterapie în tarot. Psihoterapie prin tarot, sceptica din mine. Hai să vedem despre ce e vorba. Și iată că așa, în 2014, l-am cunoscut pe George, Culoi, am cunoscut-o pe Claudia, Savu, cea care a adus, de fapt, metoda referențialului în România. Și de atunci lucrez cu ea, m-am format în această metodă și am și preluat anul acesta organizarea școlii din Franța. Ca să revin la întrebarea ta, se pare că nou în comunicare ne plac parantezele mari. Referențialul arhetipurilor personale este o metodă prin care poți lucra mai multe aspecte. Poți lucra la nivel personal, în dezvoltarea ca și individ, în potențarea anumitor competențe și anumitor abilități. Este o metodă prin care poți lucra cu grupuri, fie ele departamente, grupuri de lucru, grupuri de proiect, ședințe de brainstorming, ședințe creative, ședințe de briefuri în copywriting și așa mai departe. Este o metodă care se aplică cu succes, bineînțeles, dacă oamenii rezonează cu acest tip de metodă, în cadrul comunicării de orice fel, fie că este vorba de o ședință de angajare, un interviu de angajare, de o ședință de coaching, de o ședință a boardului sau de o ședință de creație. Ce presupune? Presupune lucrul cu unul dintre cele mai vechi decuri ale tarotului de Marseille și nu presupune niciun caz divinație, ca să nu intrăm acum într-o lecție de istorie. Asocierea cu divinația a venit în momentul în care a apărut tiparul și aceste decuri au putut fi tipărite. Reprezintă o codificare a cunoștințelor, pentru că acest deck era folosit în 1600 sau în preajma anului 1600 în școli, copiii învățau după acest deck. Ca să clarificăm puțin termenii, deck înseamnă un joc de cărți. Deci dacă ne uităm la jocurile noastre de cărți actuale, tarotul este un precursor al jocurilor de cărți. Pe scurt, el este format din 22 de cărți, arcane majore se numesc ele, care reprezintă ceea ce Jung numea arhetipuri și mulți alții. Probabil că cei din comunicare sunt familiarizați cu călătoria eroului, sunt familiarizați cu arhetipul mamei, arhetipul zeiței, arhetipul tatălui. Mai sunt 56 de arcane minore, care sunt de fapt cele care stau la baza jocului de cărți actual, cu 4 suite. Acum noi știm de romburi, știm de treflă, știm de inimă neagră. Atunci erau bastoane, erau monede, erau cupe. Doar că pe drum, funcție de istorie, 4 dintre ele s-au pierdut. Fie că este vorba
de cavaleri. În jocul actual de cărți nu avem cavaleri, fie că este vorba de regine în Spania. Dacă veți cumpăra un joc de cărți din Spania, o să vedeți că nu are regine. Acum ar trebui un exercițiu de reflexie să vedeți de ce, istoric vorbind, Spania a decis să nu aibă reginele în cărțile de joc. Și avem și un nebun, care este jokerul din zilele noastre. Cam asta stă la baza metodei. Ce face metoda? Nu ghicește în globul de cristal, în niciun caz. Pleacă de la data nașterii, pe baza unor calcule ce au la bază sistemul numerologic, se calculează 14 case, 14 case care reprezintă diferite aspecte la nivel personal al individului, personalitate, resurse, provocări, căutări, misiune. În baza acestui cadru furnizat de metodă, începe lucrul cu grupul, individul, interviul de angajare, în care, folosindu-ne de un cadru încărcat de simbol, încărcat de legende, încărcat de mitologie, dar și de trăirile persoanei pentru care se calculează, începe o călătorie, pentru că nu, procesul de comunicare este o călătorie. Funcție de obiectivele întâlnirii. Dacă ne dorim să evaluăm drumul de dezvoltare al unei campanii și ne dorim să facem un brainstorming, setăm ce lucrăm din harta respectivă, dacă vrei, care este de fapt referențialul arhetipurilor personale.